Gazmetan vrea să scoată maxim din fiecare partidă pe care o dispută, indiferent de adversar. Declarația aparține lui Mihai Stancu, jucător transferat în această vară la Mediaș. Mijlocașul vrea toate cele 3 puncte din confruntarea de la Satu Mare, chiar dacă partida se anunță a fi una dificilă. O să fie un meci foarte greu, având în vedere că, cum a spus și dumneavoastră, o să jucăm în deplasare, dar noi sperăm să ne facem jocul nostru și să ne întoarcem cu cele 3 puncte. În ultimele două etape ați făcut remiză pe teren propriu, pe urmă ați mers afară și ați câștigat. Se va menține, să zic, linia asta? Da, să sperăm că o să ținem și pe linia asta. Noi ne gândim să scoatem din fiecare meci foarte, foarte mult, tot ce se poate. Nu știm foarte multe despre adversar, dar cred că o să fie o partidă foarte grea, având în vedere că o să dispute meciul pe teren propriu. Este o echipă dificilă din punctul meu de vedere, dar, cum v-am spus, sper să ne întoarcem cu cele 3 puncte. Partida dintre Gazmetan și Olimpia Satu Mare se va desfășura vineri după amiaza de la ora 16.